Bună, iubițelelor, ce mai faceți? Toate bune și frumoase? Haideți că avem treabă. Iubițelelor, ce m-am gândit eu? Hai să facem un videoclip în care să folosim câteva produse noi cumpărate în ultima perioadă. Și de data aceasta am zis că hai să încercăm niște produse de la Wet n Wild. În altă ordine de idei, vă spuneam eu că o să mai schimbăm cadrul. O să mai schimbăm unghiul de filmare. Uite, am putea să facem așa un pic. Da, o să mai schimbăm cadrul, în fine, și o să mai filmăm și din alte colțuri ale casei. În fine, așa pentru variație și uite, chiar sper să vă placă această zonă, acest cadru, pentru că mă uitam, e foarte bine luminat și cred că ne permite o mai bună vizualizare a machiajului. Și hai să începem. N-am mai pus nimic deoparte, nici ca produs pe care să vi-l prezint, cu bune și cu rele, sau un parfum. Am zis hai să fie numai de machiaj și pentru a vedea acele noi produse de la Wet n Wild. Și hai să vedem ce avem aici. Am zis așa, ca să nu fie prea obositor și prea multă informație deodată, am zis de la Wet n Wild să folosim mai întâi paleta pentru machiajul ochilor, să folosim paleta aceasta cu iluminator și fard de obraz și mascara aferentă, după care ce-ar fi să încercăm și un ruj de la Oriflame din gama The One și e unul, până acum am achiziționat două. O să vedem dacă o să meargă cu achiziționarea lor în continuare, o să vedem cum ne place textura sau nu, dar pentru că erau niște nuanțe foarte frumoase, chiar am fost tentată să cumpăr mai multe, să nu mă limitez la una singură. Și avem două până acum, o să vedem cum ne place aplicat pe buze. Așa. Cred că e momentul potrivit să vă spun ce am pe buze în momentul acesta. E vorba de rujul Maybelline 985 și se numește Infrared. Să știți că, bine, eu vă spun din punctul meu de vedere, să știți că rujurile Maybelline sunt foarte bune, foarte pigmentate, hidratante. Uite, nu de când l-am aplicat și am mai trebuit să-l reaplic, dar din motive întemeiate. Adică ori a mai trecut ceva timp, ori un timp apreciabil, suficient de îndelungat, ori pur și simplu am mâncat ceva și atunci l-am reaplicat. Dar nu am simțit nevoia nici o clipă să aplic un balsam de buze, un luciu de buze sau ceva, nu. E foarte hidratant și în același timp, după cum vedeți, rămâne pe locul aplicării, adică nu pleacă, nu migrează, nu doar dacă fără să vrei, da, asta e altceva. Deci nu pleacă, nu migrează, rămâne acolo unde l-ai pus tu, e absolut minunat. Și uite, hai să eu na, nu e, știi, câteodată e bine să prezinți și ceea ce folosești tu, ceea ce ai iubițelelor. O să întrerup un pic că uite, am un apel telefonic. O secundă. Da, iubițelelor, să continuăm. Da, am avut un apel telefonic, a trebuit să răspund. Asta este. Bun. Parcă eram la rujul acesta de la Maybelline și vă spuneam ce bun este și chiar vi-l recomandam. Uitați, cred că eram în etapa aceasta în care mă pregăteam să vă prezint cum arată pe buze, știi, și să vă arăt și da. În fine. Bun, hai să mergem acum în continuare și să vedem efectiv produsele. E vorba de paleta aceasta de la Wet n Wild. E un mic glare, am să țin așa paleta, deci e vorba de paleta Wet n Wild și uite.
Și acum hai să vedem culorile. Camouflant se numește paleta, se numește Camouflant și uite, acestea sunt nuanțele. Așa. Și dacă tot suntem la capitolul acesta, hai să le și încercăm. O să mergem din partea aceasta unde sunt cele mai deschise până la partea cu, ia uite, foarte drăguț, foarte drăguț. Așa. Și acum maroul. Deci, uite cum arată efectiv aceste nuanțe. Eu zic că sunt foarte frumoase, foarte drăguțe. Maroul acesta e chiar închis, nu e glumă cu el, dar sigur, oricând e binevenită o asemenea nuanță, fie pentru întunecarea colțului extern al ochiului, fie pentru, sigur, crearea unei linii, unui liner. Așa. Și uite cum avem, așa, fardurile. Acum parcă văd că o să-mi zică cineva, nu mai repeta așa. Am primit un comentariu, îmi spunea nu mai repeta, nu mai știu ce cuvânt. Ei, în fine, na. Știi cum e, când faci un videoclip, altfel stau lucrurile, altfel vezi lucrurile. Așa. Bun, și hai să începem. Ochii îi avem pregătiți, ploapele le avem pregătite, gata. Și să vedem ce folosim. Iubițelor, eu zic să folosim ceva simplu, fără. Da. Uite cum o să facem. Deci, în colțul intern o să folosim această nuanță, aceasta. Și aici la pe restul ploapei aceasta. Și în partea cealaltă la fel. Dacă se scutură ceva, o să îndepărtăm frumos ce se scutură de pe ploapă. Deocamdată nu e nimic în neregulă. Așa. În pliul ochiului, ia să vedem ce avem aici. Să luăm o pensulă din aceasta mai stufoasă și în pliul ochiului să folosim nuanța aceasta. E destul de puternică pentru un ten deschis. E destul de puternică, așa încât nu vom insista prea mult. Important e să uniformizăm totul și să creăm această umbră frumoasă în pliul ochiului. Și în partea cealaltă la fel, tot așa, umplem pensula, dar fără să exagerăm. Și acum la fel, în pliu, așa. Cred că merge, având în vedere culorile, cred că am putea aplica puțin maro din acesta foarte închis în colțul extern al ochiului. La fel și în partea cealaltă. Uniformizăm un pic, dar fără să exagerăm, fără să insistăm. E suficient atât pe colțul ochiului. Și acum cred că putem reveni un pic cu pensula aceasta.
Poate mai punem o dată, dar fără să mai intervenim, fără să mai facem nimic și pornim din exterior spre interior. Uniformizăm un pic și poate tragem din culoarea închisă spre interior. Poate așa un pic am mai luat din culoare și o ducem spre interior ca să uniformizăm ce avem în colțul ochiului. Așa, luăm un șervețel, fie un șervețel de machiant, fie un o pensulă și un corector și rezolvăm aici colțul ochilor ca să nu rămână, să fie totul aranjat frumos. Bun. Și a ieșit un machiaj de zi foarte drăguț pe care îl putem bine, acum, cum să spun eu, e un machiaj, sigur, dacă nu ești genul care iubește nuanțele foarte puternice și cine știe ce nebunii la ochi, e un machiaj pentru absolut orice moment al zilei. Și acum hai să folosim mascara aceasta de la Wet n Wild. E vorba de Big Papa. Și hai să vedem, uite, nu era rău dacă luam aici cu mine o oglindă, dar cred că am să-mi aduc. Uite, am mai apropiat un pic cadrul ca să fie mai vizibil machiajul, să vedeți exact. Deci e un machiaj teoretic de zi, foarte drăguț, foarte estompat și eu zic că o să vă placă și o să aveți la ce să-l folosiți. Da, cadrul acesta e foarte frumos, atât că avem un pic probleme cu lumina când mă apropii de iubițelelor. S-a adunat un pic la bază mascara, dar curățăm la modul acesta, nu ne facem probleme. Cred că mai îngrijorate trebuia să fim dacă înăuntru nu era deloc tuș, știi? Că asta înseamnă că urma să nu mai avem mascara peste 3 aplicări. Și uite cum e periuța, cam ciufulită așa, cam, dar așa e dânsa făcută, așa a fost concepută, adică nu e ciufulită, că cine știe ce s-a întâmplat între timp. Și eu am aici o oglindă, e mult prea departe ca să pot să mă folosesc numai de cameră, de aceea am să aplic uitându-mă în această oglindă, pentru că, da, uite, se vede cafeaua. Îmi pusesem aici cafeaua ca să mai sorb un pic din ea. Iubițelelor, să știți că mascara asta e excelentă. Uite ce frumos face frumoase face genele. Nu știu, e excelentă. Deci dacă vă întrebați dacă le alungește, dacă le e superbă. Ia să arunc o privire. E superbă. Uite, se vede că, da, sunt alungite, ridicate în aer. Chiar îmi place. Chiar îmi place foarte mult mascara aceasta. E superbă. Așa. Ce mai avem noi aici? Mai avem acest, tot de la Wet n Wild, avem acest, se numește, mă rog, set de iluminator și far de obraz, dar așa, și sunt amândouă cu un pic de shimmer în ele, cu un pic de strălucire în ele, se numește Mega Glow Halo, așa, și se mai numește și Blush Lighter. Adică, mă rog, e și blush și iluminator în funcție de situație, cum te coafează pe tine cea mai bine. Și hai să vedem, și se numește Highlight Bling.
se deschide un pic mai greu, gata. Și uite, astea sunt cele două nuanțe. Uite ce interesant. Hai să facem și un swatch. Nu s-a dus modelul, dar să știi că arată excelent. Arată excelent. Foarte diafane culorile, absolut diafane. Uite, aici sunt un pic sunt un pic contrastate. S-a întunecat un pic imaginea, ca să zic așa, dar numai bine ca să putem vedea culorile. Absolut superbe. Și hai să încercăm acum pe obraj să vedem cum iese. Eu zic să încercăm să aplicăm mai întâi blush-ul. Deci să aplicăm mai întâi blush-ul și să vedem. Nu luăm foarte mult, că n-am vrea să exagerăm. Deci am încărcat suficient de bine și hai să vedem. Da, deci uite că devine vizibil. Devine vizibil. Deci am aici și oglinda. Nuanța devine vizibilă imediat. E frumos pigmentat. Și hai să aplicăm și iluminatorul. Cred că asta e singura, așa poziționarea e minunată, s-ar putea să fie foarte bun cadrul ăsta, poate pentru prezentări, știi, pentru hall-uri, să fie extraordinar de bună poziționarea asta, dar nu cred că e bună sau nu trebuie eu să mă aplec sau nu știu, să mă apropii de cameră sau ceva, că uite, m-am aplecat și, da, în fine, o să ne mai jucăm cu cadrul ăsta. Ce să spun, mie îmi place. Hai să aplicăm iluminatorul. Oh, deja, deci se vede ce avem noi aici. Așa. Modifică un pic culoarea, parcă, nu știu, parcă face totul mai, să fie mai roșu, parcă bagă un contrast prea mare, un contrast ciudat așa pe roșu și nu e tocmai ce ne trebuie. În fine, ne mai jucăm noi cu unghiurile acestea de filmare, dar oricum e foarte drăguț. Deci cam asta e cu acestea. Hai să fac aceste produse. Hai să vedem ce știe să facă și rujul. Cred că n-am voie să mă mai aplec pentru că părul e închis la culoare și cred că influențează, da. În fine, uite rujul și este din gama Oriflame, din gama The One, Smart Sink. Și hai să vedem ce știe să facă, ca să zicem așa. Și nuanța e, ia să vedem dacă avem noi aici, Soft Magenta. Mi-aduc aminte că vă spuneam eu că parcă nu e magenta, parcă e ceva mai, nu știu. Dar, în fine, nu mai contează. Vedem acum. Uite cum arată rujul. Foarte frumos. Așa. Bine, e și carcasa, una dintre carcasele clasice ale rujurilor Oriflame. Și uite culoarea. Și chiar se vede true to color la cameră. Hai să facem aici un swatch. Așa se simte foarte mătăsos. Uite nuanța. Se simte rujul, se simte foarte mătăsos, foarte plăcut. E, da. Și știi ce o să facem? Nu o să aplicăm deloc creion de buze, pentru că poate e mai bine să vedem așa cum arată. Deci îl aplic direct. Ne ștergem acum de rujul Maybelline. Și o să aplicăm direct rujul acesta de la Oriflame. Încerc așa, dacă nu o să ne servim de oglinda pe care o am aici. Stai să mă duc și mai în față. Și hai să începem aplicarea. Se simte foarte hidratat. Foarte hidratant. Foarte hidratant și nu nu trage buzele. Uite, deci uite cum arată. Foarte drăguț.
Foarte drăguț rujul. Și nu se simte uscăcios pe buze, nu se simte, nu se simte ca și cum ți l-ar deshidrata, ca și cum ți l-ar usca sau altceva. Iubițelelor, hai să tragem o concluzie din toată această prezentare, să vedem ce și cum, ce ne-a plăcut. Cred că aș putea îndepărta un pic, așa, că parcă e prea aproape, știi? Eu l-am apropiat un pic în ideea de a fi mai ușor și mai bine pentru machiaj, dar cred că e ok așa. Așa. Iubițelelor, hai să începem cu începutul. Nu, hai să le iau în ordinea în care mi-au plăcut mie cel mai mult. Deci, mascara asta Big Papa e absolut superbă. Așadar, dacă o vedeți pe undeva și vreți să vă o cumpărați, cumpărați-o pentru că o să vă... sau, mă rog, poate, știi, să vi se facă un cadou. Cumpărați-o pentru că este extraordinar de bună și veți fi foarte încântate, foarte încântate. M-am uitat la gene să vedem cum le-a făcut, le-a lungit, le-a dat și volum, le-a separat. Deci, chiar sunt impresionată de această mascara, o să vă placă foarte mult. E de nota 10. Așa. Iarăși de nota 10 și sunt foarte mulțumită de cum arată pe ten și iluminatorul și fardul de obraz. Foarte frumoasă această paletă și o să vă placă și mai mult cu cât o să vină vara și poate vă bronzați un pic și sunt convinsă că și eu voi fi la fel de mulțumită. Dar odată cu venirea verii, aceste nuanțe radiante vor fi și mai potrivite și mai minunate. Eu sunt foarte încântată de ea, încă de pe acum sunt foarte încântată de această paletă. Deci nota 10 și pentru paleta aceasta, acest duo de iluminator și fard de obraz. Extraordinar. Bun. Cred că pe locul următor o să vină rujul acesta Smart Sync de la Oriflame. Absolut superb. Ați văzut și voi că practic am un pic cât am liniat și, mă rog, cât l-am aplicat și gata. N-a trebuit cine știe câte treceri sau câte nebunii să fac pentru a sta ca lumea pe buze. E un ruj superb și am să mai vin eu cu detalii după ce am să mă uit așa și în lumina naturală și am să văd ce și cum. Dar e de nota 10, deci o să vă placă foarte mult și acest ruj de la Oriflame Smart Sync. Cel puțin această nuanță soft magenta o să vă placă foarte mult. Dacă eventual sunt diferențe de textură sau altceva, măcar această nuanță o să vă placă foarte mult. Și acum hai să vedem Camo Flaunt. Iubițelelor, a ieșit un machiaj foarte frumos, dar nu știu de ce nu sunt extraordinar de încântată. E posibil ca paleta să nu se preteze la prea multe nuanțe, nu știu, deși... Nu știu, e posibil ca paleta să se preteze numai la, nu știu, o singură nuanță de sus până jos, ploape și pliu. Poate pliul estompat cu pudră, adică practic pudră la culoarea pielii tale naturale, știi? Și poate un shimmer acesta sau acesta, sau poate chiar acesta, deși, mă rog, și poate doar un shimmer așa pe... centrul, ce să spun, am să revin pentru că nu sunt super încântată de această paletă. M-am hotărât să vedem, să o mai încerc în spatele camerei de filmat, să mă mai uit și în lumină naturală și să încerc și alte
tipuri de machiaj cu ea și cele reușite și dacă îmi schimb părerea, am să vă spun și am să încerc să vă spun data viitoare la următorul videoclip, ca să nu treacă prea mult între cele două videoclipuri și da, să riscăm să nu ne mai aducem aminte de ea. Da, nu știu de ce, e frumos, ce să zic, a ieșit un machiaj frumos de zi, plăcut, dar nu știu de ce, parcă nu sunt super încântată, parcă nu m-a impresionat. De aceea aș vrea să, vreau să-i mai dau o șansă, vreau să vedem, cine știe, poate se pretează perfect, repet, la alt tip de machiaj, poate un singur, poate un singur fard, nu știu. E posibil să se preteze, de exemplu, fardul acesta pe toată plapa și estompat în pliu cu totul altceva, cu un fard din cu totul altă paletă, cu totul, înțelegeți ce vreau să spun, și poate numai colțurile întunecate un pic cu acest fard. S-ar putea să se preteze, repet, la machiaje foarte, foarte simple, foarte simple. Și atunci am să vă spun, pentru că, na, ar fi păcat. Sunt foarte multe persoane care adoră machiajul simplu, machiajul dintr-o singură nuanță, cel mult două, mă înțelegeți ce vreau să spun, și ar fi păcat să nu știm lucrul acesta. Da, cred că atât. Bineînțeles, v-am spus, rujul Maybelline îmi place foarte mult și chiar am să vreau să mai cumpăr niște culori, nu acum, dar mă rog, în continuare, știi, să mai cumpăr și alte culori, să vedem. Dar cred că așa am să vreau, pentru că am remarcat în magazin niște nuanțe care erau foarte, foarte, foarte aprinse și nu cred că de pe un site mi-aș fi dat seama exact cât de aprinse sau ce subton au. Așadar, cred că vă recomand și vouă, cumpărați din magazine pentru a fi sigure și de subton și de tăria și... Na, cum spunem noi câteodată, unele nuanțe sunt țipătoare, dar dacă alegeți nuanța respectivă, știți de ce ați ales-o. Da, e țipătoare, dar eu am ales așa, știi? Adică nu să crezi că e mai stinsă, mai calmă, mai pierdută în peisaj, mai nude, ca să zic așa, și ea să fie super, super, super țipătoare și bună pentru alte lucruri. Da. Iubițelelor, atât pentru ziua de astăzi. Eu vă pup. Vă rog mult să vă abonați și ne vedem data viitoare. Pa, pa!